În materialul următor aflăm mai multe amănunte despre o lansare de carte și, de fapt, vorbim despre o împlinire a unei dorințe pe care a avut-o autoarea acestei cărți. Mai multe detalii aflăm din reportajul ce urmează. Intermediul cuvintelor, poeții ne îndeamnă să reflectăm, să simțim și să înțelegem viața într-un mod unic. Același lucru îl face și Elena Dreglea, care își revendică locul bine meritat în lumea poeziei autohtone. Refugiu atemporal este denumirea volumului de versuri lansat de autoare la începutul lunii august. Vom face o lansare mai fastuoasă pentru că avem onoarea să vină public select, avem onoarea să vină chiar oameni care au scris la rândul lor versuri, actrițe, actori care vor recita din versurile Elenei Dreglea. Știi că se zice că unui autor îi aparține cartea atâta timp cât o scrie, iar apoi după o lansare el o dăruiește publicului. Ei bine, azi vom dărui publicului cartea Elenei Dreglea, cartea de versuri. Iată ce facem noi azi aici. A fost ca o dezvoltare personală, pentru că eu m-am transformat împreună cu cartea și acest fapt m-a făcut ca eu să dau mai departe un exemplu, un frumos și un prezent pe care eu am încercat să-l sap în momentul de față. Această carte a fost scrisă timp de 2 ani de zile, dar multe poezii din ele sunt încă de pe când am început a scrie, adică undeva mă întorc în agendele mele care au rămas în urmă și unde nu au fost publicate și mai extrag ceva frumos de acolo și aduc în prezentul de azi. Aș vrea ca eu, în fiecare om, să sădesc un pic de dragoste sau, mai bine spus, să curăț un pic din împrejurările izvorului lor de dragoste pe care fiecare îl conține și să aduc omul în prezent, în a se dizolva aici și acum și a încerca a crea cu instrumentele pe care le are un prezent frumos și excepțional. Dezbracă-ne doierile în tot ce-i fericirea, în tot ce va fi mâine în cele ce-au trecut. Dezbracă nostalgia ce ochii îi închide. Este un fel de învățătură cum să ne refugiem din atemporal în reveriile naturii, în reveriile dragostei, în meditații. Este o carte plină de întrebări, la care, spre sfârșitul poeziilor încărcate de întrebări, autoarea reușește să dea și răspunsuri. Ceea ce este foarte important. Sunt mulți poeți care trezesc întrebări, dar nu oferă și răspunsuri. Este o carte pentru toți cititorii care sunt, într-un fel, elevați, care s-au adăpat la izvoarele bunei poezii și nu pot trăi fiind împătimiți fără poezii. Elena Dreglea pentru mine este o surpriză, o surpriză frumoasă. Am citit în manuscris cartea, care o am, iată, o țin în brațe, o carte foarte plină, o carte care emană dragoste. Chiar dacă această culoare așa parcă ar pune așa cititorul în gardă, s-ar părea că e ceva mai mult decât pesimist, este o carte a dragostei de viață. Autoarea se verifică pe sine în ipostază de îndrăgostită, de căutarea dragostei, de trecere prin clepsidra timpului. De altfel, este o obsesie a autoarei de a încerca să surprindă clipa Carpe Diem. Felicitări și sper că își va găsi cititorul aici și departe de casă, unde se află. Se simte dorul de casă, ea fiind stabilită în Germania. De asemenea, se simte că este mamă,
în fiecare vers dă povețe, inclusiv copiilor săi și cititorilor care ar vrea să învețe din anumite experiențe ale autoarei. Prizonier într-un prea plin de tihnă, sufletul cade în poezie. Eu am venit să-mi umplu sufletul de poezie. Versurile Elenei Dreglea nu sunt doar rânduri pe hârtie, sunt o oglindă a trăirilor și a gândurilor poetice ale autoarei. Fiecare strofă, fiecare vers ne aduce în preajma unor emoții autentice și a unor reflecții profunde asupra vieții, iubirii și trecerii timpului.